Evenimentul s-a desfășurat în sala de spectacole a Casei de Cultură Ineroman din Medgidia. 5 perechi de boboci au participat la concurs, iar bătălia pentru câștigarea titlurilor de Miss și Mister Boboc 2015-2016 a fost una crâncenă. Se gândește țăranul cum să facă să scapă de câine, tot duce pe o stradă din București, în prima dimineață, când observă ca ce-a mâncat și ce balul i-a făcut. Tot duce pe o stradă din București, întoarce acasă, ce să vezi? Câinele ăla știu drumul spre casă. A doua noapte la fel, mă aruncă câinele stresatele. Țăranul ce să facă a doua dimineață? Îl lasă într-o intersecție din București. Ce să vezi? Câinele s-a întors iar acasă. A treia noapte mănâncă câinele ce mănâncă niciodată. Țărana exasperată îl duce la mețește pe toate străzile, toate cartierele, toate intersecțiile și se ascunde de el tot undeva în București. La un moment dat, țăranul îi sună nevasta. Mă, nevasta, ai dus câinele acasă? Da, bărbată, de ce? Dă-mi la telefon că mă arată și. Atmosfera s-a încins și în momentul în care au urcat pe scenă câteva tinere talente ale liceului. Urmați probele propriu-zise ale participanților la Balul Bobocilor. Fiecare pereche a ales câte o poveste a unui personaj, iar cei mai spontani s-au făcut remarcați. O probă care le-a dat bătăi de cap tuturor concurenților a fost cea surpriză. Orice lucru frumos se termină repede, momentul mult așteptat de cuplurile participante la concurs a fost cel în care s-au acordat premiile. Felicitări, Madalina, a luat Miss Bobo. Felicitări, Marina,
vrem să nu le aducem și bobocilor din clasele noua bucuria aceasta reîntâlnirii colegilor, a reîntregirii echipei de lucru și a manifestării talentelor și abilităților artistice, pentru că ați văzut că au participat cu toată plăcerea, s-au exprimat frumos, au avut numere interesante, ne-au arătat ce pot să facă frumos, au cântat, au dansat. A fost un, per ansamblu, așa spunem, un spectacol pregătit și muncit de ei. Noi am fost așa cumva în umbră, pentru că au avut în spate, au avut ca regizor, ca persoane care au urmărit cumva stadiile pregătirii, au avut elevii clasei a 12-a de la pedagogic și aceștia au pregătit așa cu deamănuntul tot ce ați văzut în seara aceasta. Membrii juriului au avut o misiune dificilă, asta deoarece copiii sunt cu adevărat talentați. Păi, în primul rând, probele la care au fost supuși au demonstrat buna pregătire a elevilor din punct de vedere al culturii generale, ale eleganței în ținută de zi, în ținută de seară, dar și a talentului de care au dat dovadă, fie nativ, fie dobândit. După finalizarea concursului de Miss și Mister, adolescenții s-au distrat până târziu noapte la un local din Medgidia.